Fermierii au primit înștiințări prin care erau anunțați la ce dată să se prezinte la centrele APIA, însă puțini au fost cei care au și respectat termenul. Așa că au lăsat pe ultima sută de metri depunerea dosarelor de subvenție și s-a ajuns la situația în care funcționarii APIA să primească și câte 400 de cereri pe zi. Ați primit înștiințare pentru data la care erați programat? Da, am primit, dar la momentul acela nu aveau actele care erau necesare la medicul veterinar. N-aveau acele tipizate. Era 7 veni aici. Și n-ați reușit nici până acum să depun? Le făcui acolo, dar cine știe că sunt pe lista a doua, cine știe mă striga astăzi, mâine, nici nu mai viu, mâine mă lipsesc. A treia oară. Zile pierdute, ore întregi, câte 5 ore, 6, stai în picioare aici și mi-a dat dosarul înapoi că ar fi declarat un vecin pe parcela mea. Cât erați programată? Pe 20. 20 mai? Da. Și n-ați putut veni sau ce s-a întâmplat? N-am putut veni. A fost lume multă și n-am putut să iau actele să viu. Și astăzi le-am făcut ieri și astăzi veni. Până acum, doar 75% dintre fermieri au depus cereri pentru subvenție. Programările pentru fermieri s-au încheiat acum 9 zile. De ce? Pentru că ne lăsasem și noi un timp ca să putem să verificăm și să punem totul în ordine. Dar v-am spus, nu și-au ieșit nici anul acesta din tipar fermierii și exact în aceste ultimele 9 zile au venit. Fermierii mai pot depune cererile și în următoarele 25 de zile, însă vor plăti penalități de 1% pe zi.